Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info Acesta este tutorialul video cu numărul 4 din seria WordPress Și astăzi am să vă vorbesc despre plugin-uri Aceste plugin sunt exact ca niște programe pentru Windows Am să explic puțin, am să detaliez puțin ce sunt aceste plugin-uri Că probabil sunt destul de multe persoane care sunt la început cu chestia cu WordPress-ul și să înțeleagă. Exact cum instalați Windows-ul și după care, ca să ascultați muzică pe Windows, trebuie să instalați winamp ul cam același lucru se întâmplă și pe platforma uh, WordPress. Ca să puteți face anumite lucruri mai interesante sau uh, alte lucruri uh, decât poate să vă ofere această platformă, trebuie să instalați anumite programe sau care, în cazul nostru, se numesc plugin-uri. Pluginul de astăzi sau pluginul unul dintre pluginurile de bază când începeți un blog este se numește Akismet, care vine preinstalat odată cu WordPress-ul vostru. Akismet oferă o protecție anti-spam pentru blogul vostru. În cazul blogului nostru tutorialevideo.info primim zilnic sute de mesaje spam care vor doar să-și facă publicitate sau vor să își ridice blogul lor pe website-ul nostru. Pentru cei care nu folosesc acest plugin, haideți să vă arăt exact ce se întâmplă. Sperăm că nu am șters toate articolele spam pe care le-am primit. Da, asta vreau să vă și arăt. Vedeți că avem 91 de articole spam și Achismet ne-a protejat, ne protejat de 10.343 de comentarii spam. Acesta este un număr relativ mic, pentru că la website-ul tutorialevideo.info avem un număr de 2-300.000 de, de mesaje spam de care am fost protejați până acum. Ce se întâmplă dacă nu instalați acest achismet sau nu vi-l activați? Este gratuit, doar trebuie să vă, insta, să vă activați contul cu o adresă de mail validă. Aceste sunt mesajele de tip spam. Vedeți că multă, multă lume uh, comentează, dar uh, nu comentează relativ la postul nostru, ci comentează pentru a-și face publicitate la linkurile lor. Eu nu am șters aceste comentarii spam pentru că vreau să vă arăt ce înseamnă, da? Cazul în care dumneavoastră scrieți un post și nu aveți activat Achismet, adică acest uh, luptător împotriva spamului, va trebui să dați zilnic, delete permanent. Da? Sau uitați, eu am să selectez că nu este spam pentru că a fost selectat ca de Achismet ca spam, adică din când în când mai dă și el rateuri și în acest fel dacă el nu este sigur că este spam sau nu este spam, îl pune nou în categoria spam. Dar dacă este sigur că este spam, îl adaugă automat în categoria chismet acolo la ei și îl șterge din comentariile noastre. Pentru că un blog care are 2000 de comentarii valide și 300 de mii de comentarii spam, nu va merge niciodată cum trebuie pentru că baza de date este plină de comentarii, spam care nu sunt, nu vă ajută cu absolut nimic. Adică, vedeți, în cazul nostru avem la 100 de metode de a obține link-uri, ne spune ceva în limba italiană care nu are nicio relevanță cu postul nostru, mai ales că postul nostru este în limba română. Noi primim comentarii în limba română, nu are nicio chestie sau. Nu are de ce să vină cineva să comenteze în, la postul nostru în limba română, în limba engleză. Despre aceste lucruri și despre altele am să continui să vorbesc și pe viitor, pentru că este foarte important. Da? Și acum să vă arăt ce se întâmplă. Da? Am dat la cele comentarii not spam și asta o să primiți voi, adică o să primiți zilnic sute de comentarii de spam de acest gen. Și voi, ca să trebuiască să aveți ceva de lucru, să nu ziceți că nu aveți blog, va trebui să dați zilnic trash, da? Mă duc mai duc mai jos, citesc din nou acest comentariu, dau click pe trash, 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 da? Este o muncă, în cazul la 5 comentarii nu este nimic, dar în cazul în care primiți sute de astfel de comentarii zilnic, va fi o muncă destul de anevoioasă și enervantă la un moment dat. Ok, Acum mergem la spam, vedeți că și blogul se încarcă puțin mai greu și dau empty spam, da? pentru că vreau să șterg aceste spamuri. Bun, acum haideți să vă arăt cum activați contul vostru de achismet. După ce am selectat plugin-ul și am dat activate, activăm contul de achismet, da? dăm click pe create a new achismet key. Nu trebuie să plătiți nimic, absolut nimic, trebuie doar să aveți o adresă de e-mail validă. Ca să avem o adresă de e-mail validă, dăm click pe chetă Achismet API Key. Și aici automat vom primi un cont pe uh, WordPress. Acum am să am găsit o, o adresă de e-mail validă pentru că eu am mai multe bloguri și am, că am folosit toate adresele de mail și mă gândeam acum că nu o să găsesc una care să funcționeze din prima. Bun, deci scrieți adresa de mail, username-ul poate să fie blogul meu de test, puteți să scrieți cam ce doriți, nu este nici, nicio problemă, pentru că prin acest fel o să vă creați un blog gratuit pe wordpress.com. Akismet este în colaborare cu WordPress.com și așa cei de la WordPress își fac multe bloguri și cei de la Akismet își fac mulți clienți. Ok. Acum vedeți că avem trei planuri, Enterprise, Pro și Personal. Deja la prima vedere, după cum ați văzut, peste tot este cu bani, însă eu am să vă arăt un mic truc. Dăm click pe Sign Up pe Personal Blog Access și vedeți aici în partea dreaptă tragem această săgeată pe 0. Vedeți că Achismet s-a supărat că nu dorim să plătim absolut nimic, dar nu avem încă din ce să plătim pentru că suntem la început cu blogul nostru. Și aici vom scrie numele nostru. Eu am să scriu blogul test și dăm click pe continue. Așteptăm acum să se activeze contul. Bun, vedeți că aici ne și arată ce trebuie să facem, da? Dăm copii, mergem înapoi la blogul nostru test.tutorialevideo.info, mergem din nou la dashboard, selectăm plugins și vedeți că deja ne-a apărut acest pop-up sau acest mesaj cu Activate your Akismet account. Dăm click pe Activate your Akismet account și acum nu mai selectăm că dorim o cheie nouă, ci vom selecta I already have a key, adică avem deja o cheie. Și aici introducem această cheie și dăm click pe Save Changes. Ok. Avem aici două setări, Auto Delete Spam Submitted și Show the Number of Comments. Eu am să las așa, nu trebuie să bifas nimic. Dați încă o dată check network status pentru a vedea dacă serverele lor sunt online. Vedeți că au 4 servere, sunt online și dăm click pe save changes. Ok. Și acum mergem din nou la installed plugin. Și acum vedeți că nu ne mai apare acel pop-up care ne sugerează să activăm contul nostru de achismet cu acest plugin, cum am spus de la început, suntem protejați împotriva spamului. Acest este un prim plugin ce trebuie instalat când vă creați un blog pe WordPress, pe hostingul vostru personal sau de unde îl cumpărați, este problema voastră. Am să revin pe viitor cu alte tutoriale cu ce pluginuri avem nevoie sau primele pluginuri de bază pentru a porni blogul nostru și să ne îndreptăm pe drumul cel bun. În cazul în care aveți întrebări, comentarii, nu ezitați să ne contactați. La revedere!